terasă, lucrează, vine în pașă, tot. Da. По-русски, по-русски. Добрый день. Представьте, пожалуйста, скажите, сегодня мало автобусов, мало... Даже слово не буду ничего говорить. Но вы солидарны с вашими коллегами, что надо повысить и... Я не буду билеты. С Тирасполя, да? Gura Galbenă și rutea asta. La Gura Galbenă nu e nicio rută. Nu e nicio rută. Nu e nicio rută, că e protest. Eu știu că e protest. Avem rutea ca în partea asta. Dar la Chișinău se duc? Nu se duce nimic. Nimic. Azi e criză. Nu e criză, e zabastov că fac. Azi e carății Moldova, așa e. Ce scate din mine, mă. Vă rog să vă prezentați și să ne spuneți care e situația astăzi. Mă numesc? Mă numesc Ion Putin, șeful gării Auto Cimișlia. Situația azi nu e chiar frumoasă. Toți transportatorii au hotărât să facă un protest împotriva măririi prețurilor la carburanți. S-au mărit carburanții la motorină, la benzină și, dintr-un acest punct de vedere, la transportatori nu le e convenabil să transporte pasageri, pentru că nu le iese costul ceea ce primesc pentru transportarea pasagerilor, nu le ajunge să alimenteze autobuzele, că se poate să parcurgă mai departe. Dintre acest motiv au hotărât transportorii să facă un protest împotriva măririi prețurilor la carburanți. Cam câte rute aveți care trec prin gara dumneavoastră? Prin gara Cimișlia trec 205 rute zilnic, dintre care azi, dacă ar fi vreo 10 rute care pinsate, care oamenii au înțeles că transportatorii ăștia care de la sate i-au rugat oamenii să-i aducă la spital, la școală, s-a început azi școala și dintre acest motiv transportatorii de la sate au hotărât să aducă oamenii în coașe și cred că se duc și înapoi. Asta până când și iese. Și i-am rugat, vă rog, ieșiți, că să putem să ducem oamenii la spital. La Chișinău n-am putut nici cum să ajungem la un numitor comun cu transportatorii, că se duc cineva, fiindcă i-au speriat mai sus, de acolo, de la Chișinău, că dacă vine vor rutieră la Chișinău, spargem rotele, spargem terestrele. Dintre acest motiv, mulți transportori care, mulți șofieri care au dorit să ducă oamenii la Chișinău, s-au oprit pe loc pentru că să nu aibă probleme. Mm-hmm. Au mai fost astfel de proteste și anterior? Au mai fost anterior, pe o zi au fost anterior, da. O zi, dar atunci au fost așa, undeva 50-50. 50% au lucrat, 50% n-au lucrat. Dar azi i-au preîntâmpinat strict că să nu iasă nici o mașină, că or să fie pedepsiți. Mă numesc Ion Jechiu, am fost până la spital și trebuie să mă duc la Gura Galbenă. Da, și cu deci. Atât. Înspre Chișinău nu ieși la Gura Galbenă? Nu, nu e nicio rutieră. Și ce o să faci? Să mergem la cam altă mașină. Dar nici aici, nici de ocazie nu s-o opresc? Nu s-o opresc de ocazie. Ne așteptăm să mai așteptăm o leacă, este șapă o mașină. Ce părere aveți? Făcut corect sau nu? Șer drepturile lor? Cum părerea nu aveți? E corect, pentru că dacă lumea vede și n-au unde să duci, n-au cu ce să duci transport, nu-i? Așa asta. Deci e pe altă cale să soluționeze problema, da? Pe altă cale, care cale, da? Doar să ne ducem pe jos, pe
Așa nu. Motorina e scumpă, piesele sunt scumpe, s-au scumpit tot și iasă situația toată. Băieții n-au cuștit cu nimic ca să dădăie înainte. Reparații, tot. Tătul e scump, tătul e scump, tăt să le iei prețul la tăți felea și... Și ei să nevoiți să... Să nevoiți să se oprească. Să hotărască, va, guvernul să hotărască. Ori impozitele să dă în jos impozitele, ori motorina să o dăie în jos. Ceva trebuie de făcut, că așa e imposibil de lucrat. Cum vă spune? Zic tot ceva, nu? Da, mulțumesc. În sens că dumneavoastră ce părere aveți despre greva de azi a transportatorilor? Îi susțineți? Sunteți împotrivă? Cum? Eu cred că e corect că oamenii se ridică, s-au majorat prețurile la carburanți, la gaz, la benzină și problematic. Noi lucrăm, dar lucrăm în minus, numai în minus ne ducem, dar sperăm ca și pe bine s-a schimbat guvernarea sau... ceva ta schimbă. Sau o să ne acruglim, cum spune la moldoveni. Luăm geanta și am plecat pe hotare, că aici nu e imposibil de stat. În rest, asta e realitatea, ce să-i facem. Cum îți spune? Spune Vasile. Familia? Familia nu contează, cred că... Vasile din Cimișlie, da? Da, de pe loc din Cimișlie. Da, domnul Vasile, astăzi aveți clienți, că dacă nu sunt microbusele, măcar dumneavoastră câștigați, sau? Da, nu mai câștigăm, că nu-i lume, toți să-ți plecați. Foarte rău, cu lucrul e slab. Iarna, oamenii nu au bani, nu au prin salariile, cred că. Dar ce să-i facem? Așa e. Stăm și așteptăm. Au ieșit la proteste băieții cu rutierile, cred că poate cineva te-a organizat și au ieșit și noi. Facem o schimbare oarecare. Așteptăm, vom vedea. În rest, asta e. Cum spun, cam cu cuțitul la cât suntem, dar corect încă nu pot spune. Corect încă nu pot spune pentru că încă nu se știe ce-a să fie. Încă nu e nici bun așa. Dar spuneam că pe martie să rezolve prețurile. Da, întocmai, că asta am vrut să spun și eu. Pe martie să rezolve, dar atunci putem spune ceva. Poate mai ridica pensiile la oameni, poate că cam le-au scăzut. Da, e dreptate. Le-au scăzut, asta e puțin. În magazine pâinea s-a ridicat, benzina s-a ridicat, transportul cam mergem pe jos, dar am ultimul timp pentru că și prețurile se ridică la rutiere. Și așa că... Da, cam cât vor să ridice? Sunteți de acord să ridice? Nu, clar că îi ridic singuri asta, nu că eu fac asta. Ei ridică după cum ridică ăștia benzina, să learcă și tot împreună. Ridic și ei prețurile, clar că n-a scoate ei din buzunarul lor, că eu singur sunt șofer. Și știu ce înseamnă asta. Pentru că nu e așa ceva, că să nu ridice. Eu azi merg cu 2 lei, dar benzina costă 20. Nu, da. Asta nu e faptul. Asta nu e faptul. Noi toți cerem și bolic să mă ieftin. Cum vă spune? Dreptatea unii. Andrei, da?